Vreau să pornesc de la... Ai 5 minute, nu ți-a lăsat Matea mai mult. Pornesc chiar de ce? De la ceea ce a zis Matea mai devreme. Un lucru care s-a mai spus despre roman de Nero ar fi un roman al prieteniei. Într-adevăr este un roman al prieteniei. Înseamnă prietenie. Este o înregistrare, o exactitate cu o precizie de seismograf a tuturor curenților extrem de subtili care traversează, de fapt, relațiile de prietenie și relațiile dintre oameni, implicit. El pentru asta pune în scenă o poveste relativ simplă, patru personaje, patru prieteni, însă vedem că ea funcționează, de fapt, ca un fel de aruncare de buzdugan. Deci este doar un punct de pornire. Ce se întâmplă ulterior, prinde-o cu totul și cu totul altă viață, cu totul altă existență. Matea a povestit puțin despre ce se întâmplă în roman, despre felul în care cei patru prieteni ajung să-și pună niște dorințe, să le scrie pe niște bilețele pe care urmează să le deschidă după 4 ani pentru a judeca în ce măsură s-au împlinit sau nu. Dar ce nu știu ei în momentul în care își pun aceste dorințe, și mi se pare foarte interesant, este că ele, odată exteriorizate, odată scoase în afara spațiului lor mental, ele vor funcționa ulterior ca niște profeții auto-împlinite, dincolo de chiar de dorințele propriu-zise. Matea a atins subiectul acesta în mod tangențial. Doar că lucrul ăsta nu se întâmplă oricum, el nu se întâmplă conform unei logici lineare, unei logici simple și accesibile, să zicem, rațional, ci mai degrabă conform unei profunde, mai puțin accesibile și care va duce în final la împlinirea tuturor dorințelor, însă în mod paradoxal, deși toate dorințele sunt împlinite, niciunul dintre doritori, să zicem, nu își va fi împlinit dorința la final. Ceea ce este foarte, foarte interesant. Aici este o chestiune de construcție și, cum spunea Denisa mai devreme, de o mare, foarte mare subtilitate psihologică. Probabil nu în mod surprinzător, pentru că școala Nevo are studii de psihologie. Am impresia că prima lui formare a fost aceea în psihologie. De asemenea, mai spun un singur lucru, că s-au spus destul de multe, mi se pare foarte important titlul original, pe care o simbolistică aparte pentru carte și dacă tot sunt aici, vreau să menționez lucrul acesta. O dorință la dreapta. Nu degeaba cred că alese școlul nefotitul acesta pentru romanul său în ebraică, pentru că el, de fapt, ce face? Imprimă mișcarea aceasta subtilă, da? Pe care o va primi constelarea aceasta a dorințelor celor patru prieteni. Ceea ce este extrem, extrem de important pentru roman și lucru care va deveni vizibil către finalul romanului și probabil va lua cu surprindere pe fiecare cititor în parte. Aș mai adăuga un lucru legat de ceea ce s-a spus mai devreme despre schimbare. Este interesant cum Nevo imprimă un realism autentic, aș spune, sau are o autenticitate a realismului extraordinară, prin care introduce cumva violent și totuși neagresiv, aș zice, fără niciun pic de stridență, lucruri extrem de complexe, care țin de război, de moarte, de tot ce înseamnă suferință, fie ea fizică, psihică, și le face cumva spectatorii unui proces continuu de schimbare, unui proces continuu de adaptare,
uman care e mobilizat în scopul acesta, într-un fel de, i-aș zice, spirală evolutivă, care rămânem la finalul cărții. Aș fi vrut să-și citesc un pic, dacă nu mai e timp, veniți să faceți dumneavoastră fiecare acasă. Mulțumesc mult!